Vești bune pentru locuitorii din satul Rucăr. Aceștia se pot bucura deoarece reprezentanții primăriei Viștea au reușit să obțină fonduri europene de 1 milion de euro pentru a începe lucrările de canalizare. Astfel, nivelul de trai al sătenilor va fi mult mai ridicat. Se pare că proiectul este unul complex, astfel încât satul Rucăr va dispune de o stație de epurare dimensionată pentru el. Și mai avem un proiect la fel câștigat pe fonduri de europene în valoare de 1 milion de euro. Este vorba de canalizarea satului Rucăr, deoarece este satul de dincolo de Olt, care n-au putut fi prins în programul cu celelalte sate din comună, Viștea de Sus, Viștea de Jos și Oltețu. Și atunci am făcut un proiect distinct, cu stație de epurare dimensionată pentru satul Rucăr, de asemenea proiect care va fi atacat în anul 2016. Lucrările vor începe chiar din acest an și se vor finaliza în anul 2017.